Salutare dragilor și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre unitățile de măsură pentru volum. Alfa trebuie să depoziteze niște colete în magazia sa. El își dă seama că nu poate primi un număr infinit de colete, deoarece fiecare dintre acestea ocupă un spațiu. Spațiul ocupat de un colet se numește volumul său. Unui colet în formă de cub cu muchea de un metru îi corespunde volumul de un metru cub. Metrul cub este unitatea principală pentru măsurarea volumului. Suma volumelor coletelor primite trebuie să fie mai mică decât volumul depozitului său. La fel ca la unități de măsură pentru lungim și pentru arii, metrul cub are multipli și submultipli. Ne punem întrebarea câte cubulețe cu muchea de un decimetru intră într-un cub cu muchea de un metru. Observăm că, la baza cubului, putem așeza 10 ori 10 egal cu 100 cubulețe cu muchea de 1 decimetru. Am acoperit astfel baza cubului cu un strat. Pentru a umple tot cubul, sunt necesare 10 astfel de straturi. În total, în cubul cu muchea de 1 metru, intră 10 ori 10 ori 10 egal cu 10 la puterea a treia egal cu 1000 cubulețe. Deci, 1 metru cub egal cu 1000 decimetri cubi. Pentru a transforma unitățile de măsură pentru volum, procedăm astfel. Din unități mari în unități mici prin înmulțire cu puterea ale lui 10 la a treia, din unități mici în unități mari prin împărțire cu puteri ale lui 10 la a treia. Astfel, un kilometru cub este egal cu 1 ori 10 la a metri cubi și un centimetru cub este egal cu 1 împărțit la 10 la a metri cubi. Să urmărim câteva exemple. 2,5 decametri cubi egal cu 2,5 împărțit la 10 la 6 km cubi și 2,5 decametri cubi egal cu 2,5 ori 10 la 9 cm cubi. Alfa cumpără un suc ambalat în cutie cubică cu muchea de 1 decimetru și constată că aceasta conține un litru de suc. Ne aducem aminte că litrul este unitatea de măsură pentru măsurarea capacității vaselor. Reținem că 1 decimetru cub egal cu 1 litru. Deducem că 1 metru cub egal cu 1 ori 10 la a treia decimetri este egal cu 10 la puterea a 3 litri egal cu 1 kilolitru. Și 1 centimetru cub egal cu 1 împărțit la 10 la 3 treia decimetri egal cu 1 împărțit la 10 la a treia litri egal cu 1 mililitru. Pentru calculul volumelor unor corpuri geometrice, utilizăm formulele volumul cubului egal cu latura la puterea a treia și volumul paralelipipedului dreptunghic egal cu lungimea, ori lățimea, ori înălțimea. Alfa are o cutie în formă de paralelipiped dreptunghic cu lungimea de 5 decimetri, lățimea de 3 decimetri și înălțimea de 2 decimetri. Pentru a calcula volumul cutiei, aplicăm formula volumului paralipipedului dreptunghic, lungimea ori lățimea ori înălțimea. Înlocuind, obținem volumul de 30 decimetri cubi. Pentru a răspunde la cerința B, este necesar să calculăm volumul unui cub. Volumul cubului fiind egal cu latura la puterea a treia, obținem volumul de 1 decimetru cub. Împărțind volumul cutiei la volumul unui cub, deducem că în cutie încap 30 de cuburi. În următoarea aplicație, avem un acvariu căruia trebuie să-i calculăm capacitatea. Acesta având forma unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile 50 cm, 20 cm și respectiv 40 cm, aplicăm formula volumului și obținem 40.000 cm3 adică 40 de litri. Știind că apa ocupă forma vasului în care se toarnă, pentru a determina înălțimea la care ajunge apa în acvariu, aplicăm formula volumului paralipipedului ocupat de apă. Acesta are dimensiunile bazei de 50 cm și 20 cm, iar înălțimea apei este notată H indice A. Volumul apei este de 30 de litri, adică 30.000 cm3. Înlocuind în formulă, obținem înălțimea apei egală cu 30 cm. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarele exerciții.